După ce s-a reunit la finalul săptămânii trecute, BCM Upitești se află deja într-un cantonament la Poiana Brașov. Lotul a suferit modificări substanțiale, astfel că noul antrenor, Hristu Șapera, speră să aibă la dispoziție cât mai repede toți jucătorii. Avem deocamdată o serie de români, jucători români tineri, în care eu am mare încredere și care trebuie să facă în acest an un salt valoric. Eu am încredere că ei vor face asta. De asemenea, îi mai avem pe Marco Giurcovici și pe Ante Krapić, doi jucători care cred eu că ne vor ajuta foarte mult pe parcursul campionatului. Doi jucători care cu siguranță se vor lupta pe teren. Șapera speră ca în această perioadă de pregătire lucrurile să decurgă cât mai bine pentru a începe cu dreptul noul sezon. Avem această perioadă de pregătire fizică, care este foarte importantă. Sperăm să rezolvăm toate problemele cu viza lui Rade Pavlovici, preparatorul nostru fizic, și după aceea vom reveni în Pitești, vom avea o perioadă de pregătire în Pitești, după care vom participa la turneul de la Sibiu. Tehnicianul ce a pregătit pe CSM București în campionatul precedent este conștient de faptul că începutul va fi mai greu în contextul schimbărilor de pe banca tehnică și din lotul de jucători.